Conducerea AJUFM Gorj spune că cei care angajează persoane cu dizabilități vor avea anumite avantaje. Pentru încadrarea absolvenților care provin din rândul persoanelor cu dizabilități, pentru fiecare absolvent încadrat, angajatorul primește o sumă de 900 de lei pe o perioadă de 18 luni. Care încadrează persoane și și-a îndeplinit obligația asta să încadreze numărul ăla de persoane în 4%, sau care nu au această obligație, deci au mai puțin de 50 de salariați, beneficiază pe o perioadă de 12 luni de subvenție la fel 900 de lei pentru fiecare persoană cu dizabilități. Totodată, de avantaje beneficiază și persoanele cu handicap care vor fi încadrate în muncă. Absolvenții cu vârsta minimă de 16 ani înregistrați la noi la agenție și se încadrează cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, beneficiază de o primă de 500 de lei, deci la angajare. De asemenea, cei care sunt înregistrați ca șomeri neindemnizați în baza noastră de date și se încadrează cu contract de muncă pe perioadă determinată mai mare de 3 luni, beneficiază la fel de o primă de 500 de lei. Persoanele cu dizabilități beneficiază și de cursuri de formare profesională.